A avut loc primul congres al studenților creștini și vedeți că a rămas tradiția aceasta să vină studenții aici la Universitatea Domnului Sorda. Și bine să vă țineți de tradiția aceasta. Mi-aduc aminte că când eram în Oscor, prin anul 90, cam atunci au început așa să vină grupurile aici la Funa de anul nou. Deci vreo 10-12 ani tot e tradiția aceasta să vină grupurile din Oscor și să colinde aici la mănăstire. Despre Ștefan cel Mare vi s-au spus multe lucruri, ați cântat și voi foarte frumos. Vreau să vă spun legat de ceea ce trăim noi astăzi. Să vedeți, este o situație foarte grea la noi în țară și problema este ce avem de învățat de la Ștefan cel Mare ca să trecem peste această furtună, fiindcă este o furtună în momentul de față. Și spunea Părinte Rafael noi că atunci când este furtună, trebuie să te ții de ceva foarte tare, ceva neclintit, ca să treci mai departe. Și atunci de ce trebuie să ne ținem? Ne ținem de credința în Hristos. Asta ne dă nouă putere mai departe. Asta i-a dat putere și lui Ștefan cel Mare, fiindcă altfel nu se explică cum a reușit o țărișoară atât de mică să țină la respect toți vecinii aceștia foarte puternici, toate imperiile acestea. Vedeți că pe de-o parte era veneau de aici tătarii, Imperiul Otoman, polonii și ungurii. De asemenea, a avut bătălii și cu cazacii. Problema însă este că, vedeți, de la domnia voievozilor până în zilele noastre, nu prea a mai avut conducători de cale acestor voievozi. Și care este explicația? A fost aici o femeie simplă așa și poate v-a mai zis la cineva? Mi-a plăcut ce expresia. Deci că, măi, voievozii din vechime ne scoteau din oală. Ăștia de acum ne bagă în oală vițel direct. Asta este diferența între vechii conducători și cei de acum. Deci ce avem de învățat de la domnia lui Ștefan cel Mare? Faptul acesta că nu s-a dat bătut niciodată. În sensul bun al cuvântului, nu în sensul de a fi extremist. În sensul că a ținut legătura cu Hristos, cu ortodoxia autentică, fiindcă să știți, cum spunea un părinte, sunt ortodoxii și ortodoxii, fiecare credem că într-un fel poate că noi deținem adevărul, însă totuși ortodoxia în sensul curat al cuvântului este reprezentată de curentele acestei isihaste. Cei care au practicat Doamne Iisuse Hristoase și vedeți că aici în Moldova este o atmosferă duhovnicească. De unde vine atmosfera aceasta? Știți de unde vine? De la curentele acestea duhovnicești care au fost în Moldova. Gândiți-vă la cuviosul Danil Sihastru, cel care a fost sfătuitorul Ștefan cel Mare și a creat un adevărat curent duhovnicesc. Deci vedeți un singur om. Gândiți-vă apoi la Paisie de la Neans și la Părintele Cleopa. Deci vedeți ce înseamnă un om care pleacă în primul rând de la rugăciunea lui Iisus. Că la un moment dat cineva a întrebat: bine, dar dacă eu zic Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-L pe mine păcătosul, nu este dovadă de egoism? Că mă gândesc numai la mine, la ceilalți nu mă gândesc. Și știți ce răspunde Părintele Sofronie de la Essex? Și că nu, fiindcă noi în Hristos toți suntem una. Și eu dacă mă îndrept pe mine, îndrept și pe ceilalți. Ajut și pe ceilalți să se îndrepte. Vedeți? Un răspuns foarte duhovnicesc. Ce a făcut Ștefan cel Mare? A apelat, deci, la aceste curente isihaste care erau atunci în Moldova, s-a sfătuit, a cerut ajutorul în rugăciune. Noi știm de Sfântul Dan Sihastru, dar am mai spus la alții despre Sfântul Simeon de la Pângăraț, un caz foarte frumos. Se spune că Ștefan cel Mare a luat moaștele acestui sfânt și le ținea la el în cameră și se închina. Cine era Simeon de la Pângăraț? Era un călugăr pe care îl cunoscuse Ștefan cel Mare. A trăit în timpul lui Ștefan cel Mare și după ce a murit i s-au descoperit sfintele moaște. Vedeți, așa se explică de ce a reușit Ștefan cel Mare atâtea lucruri. Nu se poate explica domnia lui Ștefan cel Mare fără legătura pe care a avut-o cu curentul isihast. Și mai țineți cont că în timpul domniei lui Ștefan cel Mare era disputa aceasta între ortodoxi și catolici. A fost încercarea aceea de unire între ortodoxi și catolici de la Ferrara Florența și era foarte ispititor atunci pentru ortodox să cedeze la această unire cu catolicii ca să realizeze o alianță politică împotriva turcilor. Și la un moment dat Ștefan cel Mare rămâne singurul conducător ortodox care cât de cât avea putere și care nu urma această linie de unire cu catolicii și era extrem, extrem de greu, să știți, pentru vremea aceea. Gândiți-vă că ultimul împărat al Bizanțului a proclamat unirea cu catolicii în Sfânta Sofia și după ce a proclamat-o, la 6 luni a căzut Constantinopolul. Și l-au acuzat și până astăzi este discuția aceasta că de fapt tocmai de asta a căzut Constantinopol, duhovnicește vorbind, fiindcă împărații nu au mai avut curajul să fie ortodoxi până la sfârșit. Deci Ștefan cel Mare, prin faptul că a avut legături cu aceste curente isihaste, a avut tăria sufletească să meargă mai departe. Aici eu vreau să ajungem.
De să nu vă spăimântați de problemele care apar. Sunteți aici și din Chișinău, sunteți din toată țara, probleme sunt peste tot. Noi trebuie să ținem legătura cu ortodoxia aceasta puternică, autentică și nu neapărat că poate nu întâlnim așa ușor cazuri de oameni care să aibă această rugăciune, fiindcă nu e un lucru deloc simplu. De exemplu, Părintele Teofil Păreanu zicea, eu am căutat toată viața și n-am găsit un om care să zică rugăciunea lui Iisus în sensul să o zică tot timpul, și când doarme și când mănâncă. Părintele Sofian zice că a reușit să găsească un astfel de om, era preotul acela care a fugit din Rusia, preotul rus Ioan Culighin, și Părintele Sofian spune că într-adevăr acesta zicea rugăciunea inimii tot timpul, și când mânca, și când dormea, și când vorbea cu alții. Vedeți, acești oameni sunt foarte rar. Sfântul Efrem Siru zice că un om la câțiva oameni pe generație, dacă reușesc să zică în felul acesta rugăciunea lui Iisus, în rest, facem și noi cum putem. Și dacă plecăm de la chemarea numelui lui Hristos, o să vedeți că se produc multe schimbări și în viața noastră și în viața asociațiilor voastre. Știți că înainte de a ne împărtăși, este un psalm acolo în care se spune ce vă răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Și ce spune acolo? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci cele două lucruri, Sfânta Împărtășanie, dacă avem blagoslovenie de la duhovnic, și chemarea numelui Iisus Hristos. Astea sunt cele două lucruri care ne dau putere mai departe și de aici a trebuit să plecați. De aici a plecat și Ștefan cel Mare. Bineînțeles că el nu a fost în călugăr, el a fost un soldat. Nu putem să privim un soldat la fel ca un călugăr. A avut alte criterii, au fost alte criterii pentru canonizarea lui Ștefan cel Mare. Însă, tot în zona aceasta a ortodoxiei autentice. Și vă spuneam că ultimii împărați ai Bizanțului nu au avut forța de a mărturisi ortodoxia până la sfârșit. Noi bine să-i condamnăm, dar asta este realitatea. Și uitați-vă pe această hartă. Vedeți, aici este situația internațională în secolul 15, începutul secolului 16, în timpul domniei Ștefan cel Mare. Și observați aici, cu galben este Imperiul Otoman. Imperiul Otoman de se întinde unde era înainte Imperiul Roman de Răsărit sau Imperiul Bizantin, aproximativ. Foarte pilduitoare lecția aceasta. Vedeți, chiar Imperiul acesta extraordinar, care a fost Imperiul Bizantin, să nu uităm că în timpul Imperiului Bizantin au avut loc și cele 7 sinoade ecumenice și acolo s-au alcătuit învățătura de bază a bisericii. Deci chiar și acest imperiu, în momentul când nu au mai avut o legătură firească cu Hristos, cu Dumnezeu, nu s-au mai raportat în mod firesc și sincer până la capăt, la biserică, vedeți, tot acest imperiu s-a prăbușit. Atunci ce să mai zicem noi, românii, în momentul de față? Că uite, aveam o discuție aici cu un tânăr din Brașov, cu problema aceasta că, vedeți, românii nu mai vor să facă copii. O să vedeți, în revista asta am un articol acolo chiar despre frumusețea și riscurile libertății, chiar pe tema aceasta. Problema principală, într-adevăr, asta este. Și n-ai rost să fugim, de aia să ne facem că vorbim despre altceva. Nu, aici este. Am fost prima țară în lume la avorturi, 90-92, și din 90 până acum, nașterile sunt o scădere continuă la noi în țară. Până nu se remediază problema aceasta, să știți că nu se va remedia nimic în această țară. Că observați, nu se leagă nimica acum în țară. Unul zice așa, unul zice așa. De ce? Fiindcă Harul lui Hristos nu ne mai ajută, fiindcă nu este pocăință pentru aceste crime care le-am făcut și se fac în continuare. Bun, acum atât am avut să vă spun. Acum, pentru cei care sunteți mai noi aici, în sudul peninsulei Crimeei, este Mangopul. De aici a luat Ștefan cel Mare a doua soție, Maria de Mangop, și o să vedeți că principalul, cel mai important obiect din muzeu este acoperământul de pe mormântul doamnei Maria de Mangop. O să-l vedem în partea cealaltă. Vă zic așa mai repede și mai vorbim la sfârșit ca să... Biserici și mănăstiri făcute de Ștefan cel Mare. Sunteți aici în mănăstirea Pudna. Sunt 25 de morminte în biserică. Să rețineți, mormântul lui Ștefan cel Mare s-a intrat în secolul XIX, este o întâmplare cu Eminescu pe care vreau să o rețină toată lumea. Eminescu preia din informațiile timpului și spune că atunci, în secolul XIX, când s-a desfăcut mormântul lui Ștefan cel Mare, au venit 4 călugări și 4 mireni și au dat la o parte lespedea de pe mormântul lui Ștefan cel Mare, lespedea de sus, și au spus săracii de noi, aici stai Tatăl nostru. A venit un țăran și a îngenunchiat și a zis săracii de noi, aici stai Tatăl nostru. Asta este singura dată când știm sigur că s-a deschis mormântul Ștefan cel Mare. S-a făcut și un proces verbal atunci, că sunt austriecii meticuloși și așa mai departe. În rest, s-a mai deschis în perioada comunistă, s-a dat pardoseala la o parte, dar nu s-a intrat în mormânt. Și în mănăstirea Pudna
Este icoana făcătoare de mine, mai și domnul să mergeți să vă închinați dacă nu v-ați închinat până acum. Racla cu maștele Sfântului Ghenadie. Știți cum intrați în pronaos pe stânga, ați văzut că sunt maștele Sfântului Ghenadie. Este discuție întreagă cine a fost acest Sfânt Ghenadie. Este un ierar care a trăit înainte de Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare avea grijă de aceste sfinte moaște și are și o cunună care a făcut-o special pentru aceste sfinte moaște. Unii spun că ar fi un patriarh al Constantinopolului, alții spun că ar fi un ierar local. Voronețul făcut de Ștefan cel Mare, aici îngropat Sfântul Cuvios Dan Isihastru, să reține Ștefan cel Mare, Dan Isihastru, sunt canonizați în același timp, în 92, rețineți războiul, biserică construită pe osemintele soldaților care au murit la Valea Albă și aici, pe locul celei mai importante victorii de la Vaslui, de la 1475, o biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Cetățile românești de-a lungul Nistului, Hotinu, Soroca, Orfei, Tighina, și mă bucur foarte mult că sunt aici și din Chișinău, îmi pare rău că nu sunt și din Cernăuți, păcat că nu reușim și în Cernăuți să avem niște legături serioase acolo, și trebuie să-i ajutăm, să-i încurajăm pe cei din teritoriile ocupate, să nu uite că sunt români, nici să nu creadă că aici este raiul pe pământ, fiindcă știm și noi ce probleme sunt la noi în țară, dar totuși tot mai bine este în familie, indiferent că mai sunt condiții mai grele sau mai puțin. Da. Iisus, dar Iisus va străină eu că poate aici din grupa la... Ia ține tu că... 1871, știți, sărbarea organizată de Enescu și Slavici au adus pământ din toate ținutele românești ca un simbol al dorințelor de a se face România mare. Ați văzut foarte frumos a citat din Eminescu la predică, domnul Timiș. Ați ascultat sau n-ați spus, să-ți ia da. Da. Foarte frumos, o predică excepțională. Domnul Timiș, acum am zis că până la Cluj. Da, se pot spune foarte multe despre Eminescu, dar vreau să vă spun. Vedeți că lucrurile au mers mai departe în istorie prin cei care au riscat de multe ori, prin cei care s-au rugat în primul rând, deci este clar că rugăciunea este de Iisus Sfântul, dar pe planul acesta istoric, prin cei care au riscat. Că altfel așa, dacă stă toată lumea cu minte și zice tot timpul să trăiți, să trăiți, așa, cu asta rămâne. Dacă riști puțin, în sensul bun al cuvântului, te sfătuiești, te rogi, riști, dar și reușești ceva. Eminescu este clar că a riscat foarte mult. Practic, el spunea adevărul tot timpul și știți că la un moment dat era redactor șef la un ziar la timpul, nu era deloc sărac, cum spune, era, chiar o ducea foarte bine, dar lovea tot, spunea adevărul și până la urmă, ca să-i închidă gura, știți că l-au arestat cu forța, l-au băgat cu forța în spitalul de nebuni odată, nu s-a potolit și l-au băgat și a doua oară. Dar el spune la un moment dat că asta este firea mea, eu merg până la capăt, nu pot să fiu altfel decât să spun tot timpul adevărul. Da. Și iată, Eminescu a ajuns poetul nostru național. Doina, care o vedeți că este pusă la intrare în muzeu, o poezie, să știți, foarte hulită în timpul perioadei comuniste și acum la muzeu este foarte mult teamă de această poezie și chiar noi am publicat-o în revista de anul trecut și imediat mi-a spus, dar de ce ați publicat poezie? Că cine ați găsit alta? Deci chiar și acum, vedeți, și am dat să mă gândesc, chiar uite să mă înfrați după atâția ani, oamenilor tot le e teamă de Eminescu și de simplă poezie. Știți că mai este un poet, Radu Gir, care a fost băgat la închisoare pentru ridicăte Ioane. Și spunea cineva, ce e mai frumos decât să fii băgat la închisoare pentru o poezie pe care ai scris-o? Bine, noi vorbim așa metaforică, prin ce chinuri au trecut săracii vali de capul nostru. Da, dar totuși, vedeți ce vreau să vă zic. Sunt foarte interesate motivele acestea ale celor care au fost în închisoare, desigur, luate cu discernământ, nu trebuie să ne entuziasmăm așa, să luăm chiar totul, că au fost și oameni și credincioși, mai puțin nu, dar cei care au mers pe firul acesta al credinței, să știți că sunt un exemplu foarte puternic cum se poate merge mai departe, indiferent de situație. Deci vă rog să rețineți că oamenii aceștia erau în pericol de a fi omorâți în fiecare zi. Nu că așa, din când în când odată, în fiecare zi se căuta să fie omorât. Deci este chiar o minune, nu mai contează ce trecut au avut, că au făcut greșeli politice, că nu știu ce. Faptul că ei au rezistat apelând la Dumnezeu este clar o minune. Deci cei care au apelat Dumnezeu, cei au fost cei care nu au nicio treabă, credința și-au ieșit tot atât din visoare. Dar vreau să spun că sunt unii care au apelat la Dumnezeu și au avut clar niște minuni extraordinare în viața lor. Poate știți cazul acela, pentru că tot vorbim de rugăciunea lui Iisus,
când i-a zis Valeriu Grafencu la un tânăr din închisoare care zicea că nu poate să zică rugăciunea, zice, o să zici la un moment dat și fără să vreau să meargă rugăciunea. Știți că l-a luat la anchetă la securitate? Știți asta, nu? Când a început să zică rugăciunea lui Iisus, s-a desprins de cadrul acela și se uita ca la un spectacol, cum el dădea din cuvântul la securitate. Nu mai auzea decât rugăciunea lui Iisus, nu mai trăgea cuvintele pe care le spunea. Pe câteva ori, aia s-a lăsat pe dubaș și a zis, pardon, că voi, dacă ar fi zis ca tine, s-a luat de praful de securitate. Da, dar încă nu știe ce a zis. Deci, efectiv, vedeți, minune, cum se spune în faptele apostolilor, că Duhul Sfânt vorbea cu noi. Deci, este clar, este o minune din viața noastră și nu putem să negăm. Și să știți că e bine când faceți un corpus, adică îl faceți rugăciune, la sfârșit e bine să ziceți, Doamne, să-i Hristos, de Sfânt Dumnezeu, pentru rugăciune prea curată. Să pomeniți câțiva sfinți. Sfinte Alexandru, Sfinte Nectare, ajută-mă. Și neapărat să pomeniți și pe sfinții mucenici din timpul comunismului. De ce? Bine, la noi încă nu s-au canonizat, dar totuși oamenii se roagă mult, aici este clar că la un moment dat ar trebui să fie canonizat, n-ai cum să ocolești, că sunt unii sfinți, deci nu se poate rugi, că se poate amâna, asta da. Dar ei au răspuns la niște probleme din timpurile noastre. Aici este chestia, știți? Că noi tot vorbim, dar parcă câteodată nu are legătură cu realitatea, cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Și ei îți dau o viziune, o putere de a înțelege mai bine ce se întâmplă și a de descurca în condițiile de astăzi. Și exemplu este clar din partea rușilor, care chiar dacă avem noi război cu ei pe problema Basarabiei și a Bucovinei, dar totuși să nu uităm că facem parte în aceeași biserică, totuși suntem ortodoși cu toții, dar vedeți faptul că ei au canonizat mii de martiri. Vedeți cum arată la ei viața bisericească? Este mult mai dinamică. Este cea mai dinamică viață bisericească din Sfântul Ortodox. Fiindcă este mult mai ancorată în problemele de acum. Bine, foarte frumos și Ștefan cel Mare și toți sfinții. Dar, vedeți, sfinții mai actuali au fiecare sfânt să aduce ceva, să știți. Fiecare sfânt. Are, dacă te rogi la el și insiști, îți aduce un dar. Ceva din felul lui de a fi. Din felul lui de a se raporta la Dumnezeu. Da. Aici este o copie după sabia lui Ștefan cel Mare. Originalul mi l-a luat turcii după ce a avut Ștefan cel Mare, în timpul lui Petru Rare, se bănuiește. Și nu trebuie să ne uităm că este în muzeul nostru sabia unui soldat care a fost canonizat, pentru că sunt mulți sfinți militari trecuți în calendar. Și vedeți oamenii care iubesc țara și iubesc poporul pe care îl conduc, știu să se jertfească pentru mine. Ceilalți știu să își jertfească pe ceilalți pentru propriul lor buzunare. Asta este, vedeți, mare diferență între sfinții noștri voievozi, pentru că mulți au fost voievozi, noștri au fost sfinți, știți că acum se discută cu Mihai Viteazul, în canonizarea lui Mihai Viteazul, se pare că s-a discutat între Sfinte Maște. Apropo, haideți să vă fac o comparație între două momente istorice, Mihai Viteazul și ce mi-a povestit acum niște basarabeni legat de războiul din Transnistria. De ce vă dau aceste două exemple? Ca să vedeți că în viață, dacă nu ești atent o secundă, poți să și mori. De aceea vedeți că se spune tot timpul să fim într-o stare de trezvie duhovnicească, fiindcă dacă omul zice rugăciunea lui Iisus sau zice și el o rugăciune mare, care îl acoperă Dumnezeu, dacă nu și într-o secundă poți să mor sau poți să ai o cădere foarte mare. Pe mine mă doare foarte mult, de exemplu, cum a murit Mihai Viteazu. Nu știu dacă ați citit puțin. Deci Mihai Viteazu efectiv a murit dintr-o neatenție. Deci el credea că este prieten cu armata asta germană care stătea lângă el și el a zis că n-a vrea să meargă la o întâlnire care o convocase regele Ferdinand, sau cum îl chema, dacă Ferdinand îl chema. Și a zis că ies la mine în țară aici, când era în Transilvania, cine îmi ordă mie la mine în țară ce să fac? Și n-a nicio măsură de apărare. Și ăsta s-a dus și a adus 400 de soldați care l-au murit în cort, deși era înconjurat de armata română. Așa nu s-au gândit că vrea. Vedeți? Paradoxal. E ceva incredibil. Deci era mai lucru să spună la soldat să fie atent, că s-ar putea să fie atent. Nu și-a dat seama. O secundă, un minut. Vedeți? Asta e exemplu ce se întâmplă când nu poți să fii. Acum vă dau un exemplu cum au câștigat românii, cum au cucerit românii o unitate militară din Transnistria, că mi-au povestit acum de curând. Când a fost războiul din Transnistria din 92 la Cocieri, acolo, chiar a fost șeful asociației asta, celor care au ocultat acolo în Transnistria și mi-au povestit cum au. De ce vreau să punem una pe armamentul din această unitate?
povestește că a prins momentul de masă, când toți oficierii s-au dus în altă clădire la masă, avea un român printre soldați și l-a spus să iasă că i-a chemat comandantul și au ieșit fără arme pe un platou de ăsta și doar 11 români au intrat în unitate, au pus mâna pe arme și i-au alungat pe toți. Asta a fost tot. Deci, vedeți, în câteva minute a fost toată treaba. Și până astăzi, deci unitatea asta este, aparține forțelor moldovenești. Și spunea că dacă nu reușeau chestia asta, satele alea din jur le au mâncat un istru. Și cum i-au adus pe soldați? Știți cum i-au adus? Deci asta este clar un caz în care a ajutat Dumnezeu. I-a adus pe soldații din Moldova pe gheață. Efectiv, că era niște în gheața, că podurile erau ocupate, nu aveau cum să treci pe pod. I-au adus pe gheață și se țineau cu sfara unii de alții, mai cădeau în apă, se mai trăgeau. Și după ce au trecut și au venit soldații din Moldova, după aia a doua zi s-a dezghețat mistul și nu se mai putea trece. Deci, vedeți, efectiv, chestii, domnule, de secundă, de mă, că și eu am pierdut multe treburi în viață și vă spun vouă, măcar voi să nu pierdeți, să fiți atenți, să vă rugați, să fiți vii. Înțelegeți? Că, vezi, poți să pierzi un tren ăsta care să te coste foarte mult. Hai că mai faci o întâmplare așa, dar dacă e un tren ăsta care te costă viața sau mântuirea, nu mai e același lucru. Da. Câte ceas? Mai stau vreo 50 minute și mai. Obiecte de cult din perioada domnului Ștefan cel Mare, cea mai frumoasă cădeniță din timpul domnului Ștefan, din evul mediu românesc, dorită de Ștefan cel Mare când s-a sfințit mănăstirea Pudna. Aici aveți o lipidă, obiect de cult din secolul 15, argint aurii filigrana, lucrat în atelierele moldovenești. Foarte, ce să vă spun, pentru cine are ochiul puțin format, dacă se uită la Sucevița, la Moldovița, la pictura de acolo, la lipida de aici și la prodeire, ca să le vedeți, își dă imediat seama cum era sufletul românesc atunci și cât de mult am decăzut. Mă bucur foarte mult când cânta colinde vechi. Eu când eram cu Ascol în București, am făcut rost de o colegă de așa, nu mai știu, pare că Bartok era, nu mai știu care era. Și erau la Academie manuscrise de colinde vechi, în special din Transilvania. Era ceva incredibil, deci foarte diferite de ceea ce se cântă pe la televizor, pe la radio. Și era o atmosferă când le cântam, vă spun, semna ca atmosfera de mănăstire. Nu știu, ceva care te foloseai foarte mult și îți dădeai seama ce am pierdut noi prin toată modernizarea asta forțată. Că, practic, a fost o modernizare forțată la noi, începând cu secolul XIX, care, în fine, nu a mers în ritmul firesc al poporului, în ritmul firesc al credinței. Părinte, noi acolo am găsit în unele state părinți care nu au fost acutate niciodată. Păi, recuperați ce zice. Și am început să scrie ce trebuie. Dar astea care spun eu, care le-am văzut la Academie, erau toate sale, notate sale. Care poate, că toate le-au văzut. Da, 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 nu știu, deci le-au un test. Și mai extraordinar. Și mai mai auzut încă el. Erau la conservator care le... mi le făcea așa mai accesibil, că era foarte greu. Și îmi pare că nu s-au văzut. Da. Cel mai important m-am spus. Evanghelul de la Pumor, 1473, prima imagine în Domnitorul Moldovan. Observați că Ștefan cel Mare, care oferă Maicii Domnului această Evanghelie și fiindcă suntem aici la acest tetraevangheliat, vă fac așa îndemnul să nu uitați să citiți zilnic din cele patru Sfinte Evanghelii, măcar câteva versete, dacă nu un capitol. Știți că sunt unii sfinți, cum era Serafin de Sarov, care citea în fiecare zi câte o Evanghelie. Nu o citea așa ca să dea foaie după foaie, deci o și trăia, știți? Vă dați seama cam care e diferența. Măcar câteva versete, măcar câteva, dacă un capitol am reușit, să încercăm zilnic sau aproape zilnic. Fiindcă, să știți, în felul acesta suntem într-o legătură cu Dumnezeu. Acolo este în Sfintele Evangheliei, sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Restul și chirocalie și toate de aici izvoresc, știți, de la cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Acum, bine, aici sunt cei patru evangheliști. Poate ați văzut Sucevița, Moldovița, Voroneț. Eu aici, când, de obicei, când ghidez, spun diferența între pictura ortodoxă și tablourile religioase. Poate unii știți, vă rog frumos, să aveți icoane în casă și nu tablouri religioase. Că astea sunt influența Occidentului, tablourile religioase. Unde apar sfințele grași, așa, mulțumesc. Și de unde apare influența asta a Occidentului? De la Renaștere. De ce? La Renaștere, deci mentalitatea Renașterii, îl punea pe om în centrul societății. Pe când gândirea ortodoxă pune Hristos. Hristos este ținta și centrul vieții noastre. Așa spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ori dacă îl pui pe om în centru, atunci totul se transformă. Înțelegi? Inclusiv felul cum pictezi o icoană.
Iar noi, dacă ținem icoane în sensul cu adevărat al cuvântului, dacă ținem în casă, ne ajută să avem și o gândire și să bine, să nu ne mândim. Că e și asta, pentru că suntem mândri să expresești pe aia care au tablou, știți? Și atunci am mai avut câteva lucruri legate de evroterii. Și dacă mai sunt câteva, mai sunt 10 scăzori, așa de tot, pentru că am arătat până acolo 10 ca să aveți timp să mergeți să mâncați. Parul s-a pus puțin mai târziu la sat. Da. De ce folosea Euripide? Sunt obiecte de cult și a să mai folosesc, se pun așa pe o tijă așa și merg diaconicele înainte sau se leagă deasupra potirului în timpul Sfintei Liturghii ca să nu intre insecte în Sfântul Potir, că este Sfântul Sânge în Sfântul Potir. Da. Bun. Și apropo, dacă tot a venit vorba de taina aceasta a împărtășaniei, nu știu câți dintre voi vă spovediți, la cât timp vă spovediți, dacă tot ați venit aici, vreau să vă spun că e bine să vă spovediți lunar, dacă vrea duhovnicul, dacă nu sunteți prea mulți pe capul lui. Dar măcar lunar e bine să vă spovediți și dacă vă dă voie să vă împărtășiți, dacă nu aveți probleme pentru a fi opriți de la împărtășanie, e bine să vă împărtășiți cât mai des. Nu amânați, fiindcă fiecare împărtășanie, să știți, și fiecare, tot ceea ce facem în legătura cu biserica, ne transformă. Bine că putem să amânăm. Nu mă spovedesc acum, nu merg acum la biserică, nu mă împărtășesc acum. Dar ce se zice? În casă, în împărăția lui Dumnezeu, sunt multe locașuri. Deci noi, dacă vrem să avem un locaș cât mai luminos, trebuie să avem tot timpul râvnă pentru Dumnezeu. Și știți cum se spune? Cuvântul care îl asculți, cuvântul de învățătură, se adresează la clipa pe care o trăiești. Tu poți să amânzi, să asculți, să-ți intre pe ureche, să-ți iasă pe amândouă. Dar șansa pentru a fi cât mai luminos este în secunda aceasta, dacă tu ești serios ceea ce se spune. Și dacă luăm cu toți în serios, bineînțeles. Da. Acum, ce vreau să vă spun? Legat de broderii, una dintre cele mai frumoase colecții din lume de broderii vechi ortodoxe, sunt lucrate în fir de aur, argint și mătase de călugări în mănăstirii Purna. Aici aveți cel mai important obiect din muzeu, acoperământul de mormânt al doamnei Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. Și broderia aceasta a fost dusă la mai multe expoziții internaționale, considerată unicală la nivel mondial, prin însemnele care sunt pe ea și prin felul cum este brodată. Se spune că este broderia pe care se află cele mai multe însemne ale ultimilor dinastii care au fost în Bizanț. Vă spuneam că Ștefan cel Mare a încercat o anumită politică plecând de la credința ortodoxă și a încercat să se alieze și prin primele două căsătorii care le-a avut. Prima a fost Evdochia de Kiev lituanian, ca a doua mare de Mangop, probabil de Coaică. A încercat să se alieze cu cei care nu cedaseră nici în fața turcilor, dar nici în fața catolicilor, fiindcă era între aceste două lung prins Ștefan cel Mare. Da. Acum vă mai arăt câteva broderii și în partea cealaltă și... Da. Vreau astea trei broderii să vi le arăt. Pardon. Și după aceea am mai vizitat și singur. Aici am să închei și vreau să mai stau așa și de vorbă puțin cu voi, un sfert de oră când mai este, să comunic chiar sunteți noi, vă văd pentru prima dată. Deci aceste trei sunt un ansamblu, aceste trei broderii sunt foarte frumoase, foarte frumos lucrate. În general, vă rog să rețineți că sunt expuse cam jumătate din broderile care avem, fiindcă sunt necesare sume foarte mari ca să le restaurăm. Și acestea sunt broderii care se folosesc pentru a acoperi Sfântul Potir și Sfântul Disc. Și asta este o broderie care o ține preotul pe umeri. Știți că atunci când iese la heruvic, preotul poartă pe umeri acest acoperământ și când se duce după aceea în Sfântul Altar, lasă Sfântul Potir și Sfântul Disc pe Sfânta Masă și se închis Sfintele Uși, dacă știți bine acest moment. Ce înseamnă? Că se pune trupul Domnului în mormânt, se închide, se pune piatra pe mormânt și așteptăm învierea și înălțarea, care este la sfârșitul Sfintei Liturghii. Și cu asta închei, fiindcă Sfânta Liturghie este viața Domnului nostru Iisus Hristos de la naștere la înviere. Deci căutați cât mai mult să nu pierdeți Sfânta Liturghie, mai ales de duminică, fiindcă, să știți, normal, un creștin care nu respectă postul și nu merge în fiecare duminică la biserică și sărbătorile, dacă poate,
El nu se poate împărtăși și de fapt nu se poate nimic creștin. Deci ăsta este de-abia alfabetul, mersul la biserică și ținutul posturilor. Să, cum spunea Părintele Rafael Noica, deci morala este de-abia începutul. Să nu credem că dacă avem câteva fapte, gata, suntem mari creștini. Nu, este de-abia începutul. Care este finalul? Unirea cu Hristos. Aici trebuie să ajungem unirea în sensul cât mai tainic cu Hristos. Bun, cam atât am avut să vă spun. Și o să vedeți mai multe broderii pe partea asta stângă, aici sunt mai multe dvere, vele sunt pe del din spatele ușor împărătești, o să coborâți pe trepte aici din stânga la parter, mai sunt și alte broderii, dar cele mai frumoase sunt aici la etaj. La ieșirea din muzeu la parter este un tablou al lui Ștefan cel Mare făcut acum 100 de ani, o copie după Costin Petrescu, în care apare Sfântul Ștefan alături de Sfinții Militari la care se rugă. Bun, cam atât am avut de spus. Acum vă uitați fiecare și mai stăm de vorbă. Dacă mai sunt întrebări, sper de oră. Și vreau și eu să vă cunosc așa pe cei care sunteți.